Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Diana Bordeianu, sunt psihoterapeut și autorul cărții Dragă Sofia. Astăzi eu am alături de mine, ca invitată, pe Roxana Domnica de la MORE Networking și vreau să o las pe ea să se prezinte, să-mi spui mai multe despre tine și despre MORE Networking. Bună, Roxana! Bună, Diana! Mulțumesc că mi-ai acordat asta șansa să vorbim un pic despre ceea ce îmi place mie cel mai mult și anume networking-ul. MORE Networking este o pasiune pentru mine, pentru că am descoperit această activitate, pentru că așa a început pentru mine ca o activitate acum 10 ani aproape, când compania pentru care lucram, o companie destul de mare multinațională, m-a trimis să-mi promovez serviciile și departamentul pe care îl conduceam într-un grup de oameni. Și cred că asta e tot ce ar trebui să știe cineva despre networking-ul în afaceri, că este un loc unde mergi să-ți promovezi serviciile și să te promovezi pe tine ca specialist. Pe mine networking-ul m-a format, m-a modelat, mi-a întărit anumite credințe, mi le-a distrus din temelii pe celelalte, m-a ajutat să ascult mai mult oamenii, să-i înțeleg și să nu-i judec. Deci a fost cea mai bună școală pe care eu am făcut-o. Am făcut și mastere, și școli, și MBA-ul de afaceri, dar cred că networking a fost cea mai bună școală. Vorbești întotdeauna cu entuziasm de acest lucru și aș vrea să trec la următoarea întrebare, să te întreb de la ce vine MORE, pentru că știu că este un acronim. Bine, inițial MORE a pornit de la o notiță pe care mi-o făceam în agenda, pentru că la toate evenimentele la care mergeam, îmi scriam în agenda că e nevoie de mai mult networking. Îmi scriam concluziile evenimentului și la final scriam mereu MORE Networking, n-am avut timp de mai mult networking, îmi trebuie mai mult networking la evenimente. Și după aceea când m-am apucat, când colegii mei, eu poveste m-au împins să fondez comunitatea, m-am uitat prin agenda să văd ce notițe am, de unde pornesc cu numele comunității. Și am văzut mai mult networking, am văzut MORE, după care am stat să mă gândesc ce va oferi MORE oamenilor. Adevărul e că eu-ul ăla de la final, cred că așa a fost să fie, pentru că este entuziasmul de care toată lumea vorbește și care cred eu că face diferența. Cred cu tărie că entuziasmul pe care oamenii îl au de când intră aici și uneori pe parcurs poate ne-l mai pierdem, dar reușim să-l păstrăm și să ne aducem cu toții în același vibe, cred că asta ne diferențiază față de celelalte comunități. Sunt o mulțime de comunități, ba de femei, ba de bărbați, ba mixte, fiecare cu specificul ei. Al nostru cred că e entuziasm. Am înțeles. Ok, super. Te-aș întreba de ce recomanzi antreprenorilor să facă parte dintr-un grup de networking? În primul rând pentru că n-ai timp să faci tu toate greșelile. Și atunci ar fi mai bine să înveți din greșelile altora. În al doilea rând pentru că cea mai scurtă cale să ajungi acolo unde îți dorești este să mergi alături de oamenii care sunt deja acolo. E un mare avantaj și un beneficiu unic să poți să te întâlnești frecvent și să înveți de la niște oameni care au trecut etapele pe care tu le treci acum, care au învățat greșelile din greșelile pe care tu le faci acum, care au testat instrumentele pe care tu le testezi acum și să poți să-i întrebi cum e, cum a fost, spunem ce fac bine sau spunem ce fac rău. E unic. Oricâte școli ai face, oricâte, nu știu, cursuri de specialitate, feedback-ul pe care le iei constant de la oamenii cu care interacționezi, este singurul loc unde îl poți avea. Și atunci, dacă tu ești la început de drum și nu știi să faci foarte bine vânzări, nu știi să te prezinți foarte bine, nu știi să vorbești despre tine iarăși foarte bine. Mi-aduc aminte că acum 10 ani când am intrat la networking, îmi era absolut imposibil să vorbesc 2 ore, să țin o întâlnire, să conduc o întâlnire. Am avut emoții cumplite, am vrut să mă las, m-au pus să conduc un grup de networking și am zis că este cel mai greu lucru pe care l-am de făcut în viața mea. Dar nu m-au lăsat să zic nu pot sau nu știu. Și atunci, cumva, de ce ar trebui să vină oamenii la networking este pentru că ai nevoie de un grup de suport care o să te ajute și când nu mai poți, și când nu știi, și când nu vrei neapărat să faci ceva, dar știi că trebuie să-l faci. Grupul de networking și grupul de antreprenoriat nu este neapărat un grup în care facem business. Este un grup în care învățăm împreună să ajungem la business. Că nu e așa ușor să zici, Diana, uite, am nevoie mâine de un contact pentru serviciile mele de marketing, îmi poți oferi, tu mi-l dai și asta e tot. Dar împreună putem clădi multe parteneriate pentru a ajunge acolo unde ne dorim cu toții să facem bani. Și aici, exact cum spui, îmi amintesc și istoria mea, practic, în grupul de networking, pentru că sunt alături de MORE Networking de aproape 2 ani, cred. Da, a fost, mi-aduc aminte că promovam altă gamă de servicii, mi-am dat seama prin toate atelierele și întâlnirile pe care noi le-am făcut, că nu era de fapt ceea ce eu îmi doream. Și am tot căutat, mi-aduc aminte cu tine, cât și cu alte persoane din echipă, care e de fapt avatarul meu de client și pe ce anume vreau de fapt să mă nișez. Și am lucrat mult pe gânduri subconștiente chiar. Și ce-ți place ție să faci cel mai tare și de unde îți vin banii. Adică sunt genul de întrebări pe care ne le punem unii altora. Care e serviciul care îți aduce cei mai mulți bani, dar și care este serviciul care îți aduce cea mai mare satisfacție? Că ar trebui cumva zona de succes să fie acolo la întreprinderea celor două, întreprinderea celor două. Cred că doar împreună cu oamenii ăștia reușesc să dea răspuns, pentru că noi suntem subiectivi. De exemplu, hai să luăm un site. Când îți faci un site, tu ai muncit la el, ai pus în el toată știința ta, toate competențele tale, pozele pe care le-ai ales tu, la fel de subiectiv. Și te duci și le arăți oamenilor. Cui le arăți? Ai putea să le arăți colegilor, foștilor colegi, oamenilor din echipă dacă i-ai sau clienților și partenerilor. Dar nu o să-ți spună nimeni neapărat ce ai de îmbunătățit. S-ar putea să-ți dea un feedback semi-real, la modul e ok, dar nu o să-ți dea nimeni să-i testeze viteza, să vadă dacă imaginile sunt optimizate, să vadă cum e în spate site-ul, să stea să-ți vadă dacă ai SEO pe el, să-ți testeze, nu știu, să-și citească articole și așa mai departe, așa cum fac colegii. Evident, dacă îi rogi. Că, apropo de obiective cu care intră oamenii la networking, toată lumea intră cu obiective diferite. Unii vor să ia tot ce pot din experiența celorlalți. Alții, pur și simplu, faptul că este interacțiune umană și că săptămânal întâlnești oameni noi. Chiar, tu de ce? Pentru mine asta voiam, că în momentul în care povestea era, gândul s-a dus către mine. Să cunosc tot la fel oameni și având în vedere că eu am avut și încă am la bază o anxietate socială, mi-e destul de greu să leg conversații cu oamenii. Pentru mine a fost o provocare și m-a scos din zona de confort să încep să fac întâlniri unul la unul, să încep să vorbesc cu oameni pe care practic nu-i cunosc și evident ceva la care eu nu prea mă pricepeam, să vorbesc despre mine și să mai scot și în evidență beneficiile pe care le aduc serviciile mele. De asemenea, apoi, ulterior, mi-am dat seama, nu știam exact ce vreau, mi-am dat seama cum aș putea să îmbunătățesc și care e de fapt avatarul de client și tocmai de aceea astăzi am ajuns la tine cu Dragă Sofia, care este rezultatul, într-adevăr, al muncii mele, dar și al unor decizii luate, practic, în echipă, alături de voi, pe care am reușit să le duc la bun sfârșit. Mă bucur foarte mult și sunt mândră și de-aia și complotăm noi, dar nu spunem la nimeni să facem ceva frumos pentru cartea asta, pentru că fiecare succes al membrilor noștri este succesul comunității. Noi nu avem alt indicator de satisfacție sau alt KPI, cum ar spune corporatiștii, decât succesul individual al fiecăruia. Așa că de fiecare dată când unul din membrii apare pe o scenă la conferință sau scrie un articol, scrie o carte, apare într-un ziar sau pur și simplu îl vedem crescând, este cea mai bună satisfacție și cel mai bun rezultat al muncii noastre ca și comunitate. Nu e ușor, nu e nici greu să fii în spatele atâtor povești de succes. Poate chiar ar trebui să le prind într-o carte la un moment dat. Dar faptul că oamenii ăștia reușesc să facă fiecare în felul lui mici succese și să se mândrească cu ele și să ne spună uite, cineva de aici din comunitate mi-a spus că ar fi bine să fac așa și eu am făcut și iată ce mândru sunt, pentru mine e de ajuns. Super. Care a fost cea mai mare provocare în momentele, în coordonarea grupurilor de networking, cu siguranță? La început, cea mai mare provocare a fost să înțeleg că suntem cu toții diferiți și că percepțiile noastre asupra acelor lucruri pe care eu le credeam normale pentru toată lumea sunt diferite. De exemplu, mie mi se părea absolut normal toată lumea să fie punctuală. Am învățat că nu toată lumea înțelege punctualitatea ca și mine. După aceea, tot coordonând grupuri, eram foarte înflăcărat așa și dacă cineva greșea sau nu asculta, imediat mă supăram și luam totul personal. Prima lecție a networking a fost să învăț să nu mai iau lucrurile personal, să le luăm ca și oameni care sunt într-o activitate comună și atât după ce ne despărțim, suntem iarăși prieteni. Dar cea mai mare, de departe, provocarea noastră a fost pandemia. Pandemia care a venit și a spus tuturor gata cu interacțiunea, iar noi spuneam interacționați. Chiar am avut un video în care literele MORE se depărtau așa și după aceea se apropiau, pe care l-am făcut anul trecut și spuneam că suntem distanțați doar fizic, pentru că social n-ar trebui să ne distanțăm. Cuvântul ăsta, distanțare socială, a fost prost folosit și mega folosit, pentru că nu de distanțare socială aveam noi nevoie, doar de distanțare fizică. Am continuat să fim online și de 2 ani, iată, ne învârtim prin camere de Zoom și prin întâlniri pe net. dar nu este cea mai bună perioada noastră, așa cum spuneam, beneficiul nostru fiind de entuziasmul cu care facem lucrurile, bucuria cu care conectăm oamenii, pe asta nu le poți simți decât la evenimentele offline. Fie că sunt ele întâlniri de a face dimineața, fie că sunt evenimente de seară la un pahar de vin, acolo este savoarea și punctul nostru unic, așa. Și ai pregătit cumva deschiderea următoarei mele întrebări? Nu le-am citit. Nu le-am văzut. Deci le ghicești ce evenimente pregătiți, chiar dacă e pandemie, chiar dacă știu că mereu ați găsit portițe și am fost și eu prezent acolo și știu din discuții că mai sunt. Mai sunt. Mai avem pe final de an o petrecere pentru membrii comunității, care anul ăsta nu va fi neapărat o petrecere, vrem să îmbinăm un pic CSR-ul și bucuria de a dărui din puținul nostru al fiecăruia, dar și cu bucuria de a fi împreună la o masă de Crăciun. Nu pot să vă dau foarte multe detalii pentru că este un eveniment pe care îl organizez împreună cu o organizație și imediat ce va fi gata vă povestesc. Dar anul viitor avem planuri foarte mari. Trebuia să avem ediția a doua a taberei, acum în toamnă, dar iată că noiembrie n-a fost o lună în care s-au putut organiza evenimente, așa că bănuiesc că o vom muta pe februarie, ar trebui să fie tabăra. În martie împlinim 6 ani de când facem lucrurile astea în comunitate, așa că ar trebui să sărbătorim cu conferința noastră anuală, cea care strânge de obicei 200 de oameni ce într-o locație frumoasă și care este un motiv de sărbătoare și de mare sărbătorirea noastră și a lucrurilor pe care le facem aici. Avem multe lucruri de anul viitor, aproape în fiecare lună avem un eveniment offline. Deja sunt câteva care sunt în stand-by și, din păcate, trebuie să le ducem la bun sfârșit. Dar cel mai important, vrem să luăm alături de noi iarăși o mulțime de oameni care în perioada asta au fost mai mult acasă, mai puțin activi, să-i scoatem de acolo din cutiuțele lor și din camerele de Zoom și să-i aducem iarăși și să vorbească cu oamenii. Pentru că trebuie să mergi acolo unde sunt clienții tăi, iar clienții tăi sunt de multe ori față în față cu tine. Super! Cum e o zi din viața ta? Agenda încărcată, full? Cum se derulează? Din păcate, chiar astăzi dimineață îmi puneam întrebarea asta, dacă nu cumva fac prea multe. Agenda este destul de încărcată, însă eu sunt un om activ. Îmi încep dimineața de vreme la 7, acum în ultimul an o duc pe fetiță la grădiniță. Ea este la fel de rapidă ca și mine dimineața, ne îmbrăcăm repede, ne urcăm în mașină și mergem la grădință, după care mă întorc la birou. Am de obicei o treabă până pe la 11:30, când mă întrerup să merg la sală. Este singura activitate pe care mi-am păstrat-o pentru mine, sau între puținele activități. Însă beneficiul vieții de antreprenor este că poți să-ți organizezi timpul. Marea problemă a vieții de antreprenor este că organizându-ți tu singură timpul, trebuie să fii foarte responsabilă cu el și foarte bine organizată, drept pentru care uneori dacă am întâlniri în timpul zilei și nu termin ce am de făcut, lucrez seara, după ce adorme cea mică, însă am o regulă foarte sfântă care spune nu lucrez în weekend. Oricât de mult aș avea de lucru, nu lucrez în weekend. Weekendul este perioada mea de 2 zile în care mă reîncarc, ies în natură, mă plin cu cea mică, este timpul pentru familie. Plus de asta sunt și antreprenor cu normă întreagă, conduc alături de soțul meu o companie și acolo trecem prin toate facerile antreprenorilor și provocările antreprenoriatului, pentru că avem angajați, mulți, provocări multe și de toate felurile, dar eu sunt și freelancer pe zona de marketing, așa că am și clienți în zona asta, clienți cu care mi-e tare drag să interacționez. Și cresc zona asta de marketing pentru că de curând am o parteneră nouă și facem împreună lucruri sub egida White PR. Fac multe lucruri, însă am o mantră așa care spune: când obosești, te odihnești, nu renunți. Learn to rest, not to quit. În engleză sună mai bine. Adică ai obosit, pur și simplu mi-au o zi liberă sau jumătate de zi în care nu fac decât să mă duc la sală, mă întâlnesc cu o prietenă, mă duc, mănânc ceva bun la un restaurant. Îmi iau timp să-mi reîncarc bateriile. Există, și n-ar trebui să punem atâta presiune pe noi, există momente când pur și simplu nu le mai poți face. Te oprești, te reîncarci, o iei de la cap. Am înțeles. Care ar fi, tocmai pentru că faci atât de multe lucruri, puterea și ce te motivează să continui? Îmi plac, fiecare din cele 3 lucruri îmi plac foarte mult. Nu pot să fac nimic din ceea ce nu-mi place. Și iarăși, dacă nu mi-ar plăcea oamenii cu care sunt în contact în fiecare dintre cele 3 linii de business, n-aș putea să le fac. Sunt foarte dependentă de chimia dintre mine și oameni și dintre mine și lucrurile pe care le fac. Marketingul este plăcerea vieții mele, o fac de la începutul carierei mele, de când oamenii pentru care m-am angajat semăna administrativ au descoperit că aș fi mai bună pe departamentul ăsta. Marketingul online, că în asta s-a transformat, e ceva ce m-am învățat singură și care m-a pasionat de când am descoperit Facebook-ul și mi-am dat seama că va fi un instrument puternic. Iar networking-ul este descoperit aproape în paralel cu marketingul și este un instrument de marketing și de aia și folosesc, pentru că de acolo mi-au prospecții, acolo este brandul meu personal, prin networking am crescut eu ca persoană, așa am primit cele mai mari, nu știu, invitații la conferințe, invitații de a fi prezent în podcast-uri, în iat și cu tine vorbesc astăzi tot prin comunitatea MORE Networking. Este foarte adevărat. Aș vrea să te întreb dacă ai avut și momente de blocaj, pentru că auzim deseori antreprenoriat, blocaje, o luăm de la capăt, terminăm cu un proiect, mergem mai departe. Des am avut momente de blocaj, des îmi pun întrebarea dacă ceea ce fac, fac bine, des iau soluții pe care am soluții pe care după aceea îmi dau seama că n-au fost deloc cele mai fericite. Însă, exact ce spuneam mai devreme, trebuie să ne dăm voie să greșim. Cred că antreprenoriatul, oricâte cărți și școli am face despre el, este o școală vie. Îl înveți learning by doing. Adică zi de zi în care ești prezent în câmpul muncii, în care te lovești de probleme în contracte, probleme de HR, probleme cu partenerii, cu clienții, orice lucru se învață. Chiar vorbeam de curând cu un client al meu și prieten, care după 20 de ani și-au dat seama, 20 de ani de activitate, și-au dat seama că în contractele managerilor nu era stipulat ceva. Ai zice că în 20 de ani le-ai făcut pe toate și totuși nu. Este loc tot timpul de creștere și cred că ori de câte ori ai îndoieli, trebuie doar să vezi, și aici te ajută foarte mult tribul și comunitatea, să vezi că și alții le-au. Pe mine, de-a lungul anilor, de câte ori am vrut să renunț sau nu neapărat să renunț, să pornești ceva mai bun, colegii și comunitatea m-au ajutat și mi-au validat ideile. Nu mai și nevoie de oameni care să spună, faci bine ce faci, continuă. Feedback-ul celorlalți și mi-am luat din... Asta mi-a plăcut foarte mult, cum ai spus, să ne dăm voie să greșim. Eu îmi dau voie să greșesc. Sunt un om care are pretenții și pun oarecum presiune pe mine, dar nu prea multă. Adică nu mai mult decât pot duce. Ziua și a mea are tot atâtea ore de lucru, am ore când lucrez 12 ore, am zile când lucrez 12 ore, am zile când lucrez 8. Acum de când trebuie să merg să iau pe cea mică la grădință, mă mai întrerup când merg să o iau. Dar, până la urmă, poți face și tu cât poți face și tu. Nu poți să-ți ceri mai mult decât poți face. Poți să-ți faci așa o verificare singură. Eu sunt fac foarte multă terapie self-coaching cu mine. Și atunci știu și când greșesc, când scot în evidență lucrurile pe care aș putea să le fac mai bine. Dar, dacă nu le-am făcut mai bine acum, îmi dau șansa să le fac mai bine data viitoare. Chiar acum scriu într-o carte eșecuri de succes, trebuie să termin ce am deschis acolo și cred cu tărie că eșecul nu este decât șansa de a face mai bine data viitoare. Dacă îl vezi așa, nu o să ne mai fie niciodată teamă de insucces. Sună foarte, foarte bine. E ca și cum aș fi vorbit eu în terapie. În terapie, nu? Cred că am și eu acolo ceva, o mică genă de terapeut în mine. Dar doar pentru mine, din fericire nu fac terapie cu ceilalți. Evident, tu faci marketing foarte bine pentru ceilalți. Și aici încerc, și marketingul e la fel o școală vie care se învață, din care greșești, testezi. Eu cred că dacă mă întreabă cineva ce fac foarte bine, mereu spun, pot să spun ce fac foarte bine azi, dar nu știu dacă ieri am făcut la fel de bine asta, nu știu dacă mâine o să fac la fel de bine asta, astăzi fac foarte bine ceva și asta este, da, și asta e de ajuns. Ceva în care tu crezi și ai putea din experiența ta să dai mai departe și altora. Cred cu tărie că suntem suma acțiunilor noastre, nu a intențiilor noastre. De-a lungul acestor ani pe care i-am alături de oameni și de antreprenori în comunitate, am auzit mulți oameni care spun că fac lucruri, dar nu și le demonstrează. Cred că în viața de antreprenor vine o vreme când trebuie să-ți demonstrezi profesionalismul și nu doar să-l exprimi. Cred că oamenii au învățat într-un timp să se marketeze bine, să se promoveze bine, dar n-au învățat și că vine vremea când trebuie să demonstrezi că ceea ce spui este real. Și fiecărui om care intră în comunitate, cred că ți-am dat și ție mail-ul ăla, care la început, în primul mail, spun că networking, ca și în viață, ceea ce face mult mai important decât ceea ce spui. Sună foarte realist. Eu sunt un om, dacă ar trebui să mă definesc prin câteva cuvinte, în afară de entuziasm, al doilea ar fi realist. Da, sunt ancorată în real, pentru că asta mă ajută să nu pic în extrem. De-aia cumva zic că îmi dau voie să greșesc și că mi-asum și eșecul, pentru că asta înseamnă realismul din noi. Trebuie să ne dăm seama că e ok să greșești, e ok să te împiedici, e ok să înveți din greșelile tale, e ok dacă le repeți a doua oară, măcar să nu le repeți la nesfârșit. Chiar era o glumă pe Facebook, pe undeva funcționa, mergea, care spunea: eu sunt atât de perfecționistă încât nu repet greșeala odată, o repet la nesfârșit. Deci, da, câteodată mai trebuie. Și trebuie să nu ne luăm în serios. Apropo, mie îmi place asta la tine. Tu ești un om care nu te ia atât de în serios. Am întâlnit oameni care se iau foarte în serios și nu-și dau voie deloc să glumească și să-și exprime partea asta pe care o avem cu toții. Însă, din păcate, oamenii judecă ceea ce văd și atunci, dacă ești și foarte glumeț și încerci să le arăți oamenilor că e ok să fii și fragil și vulnerabil, nu știu câtă lume mai are răbdare să vadă partea aia puternică din tine. Deci de-aia cred că linia e fină între lucruri, dar cred că trebuie să-ți dai voie și să nu te iei chiar atât de în serios. Super. Mi se pare că astăzi am descoperit un mindset de succes și un mindset puternic la tine și te-aș întreba pe final ce planuri de dezvoltare ai. Măi, asta este o întrebare la care aproape niciodată n-am un răspuns exact, pentru că eu iau fiecare etapă a dezvoltării mele așa cum vine. Asta cred că e un defect, că n-am planuri de dezvoltare mari. Îmi doresc foarte tare să crească partea de comunitate, de-aia mi-am și adus alături o parteneră și am luat-o pe Cristina nu ca un om de suport, ci de un om care investește în relațiile umane la fel de mult ca și mine. Nu-mi doresc să fiu eu singura vioară dintr-o comunitate și vreau să aducem alături de noi oameni care cred în trib la fel de mult ca și noi, așa că îmi doresc să cresc oameni, cam asta ar fi planul pe următoarea perioadă. Îmi doresc să pot în continuare să mă bucur de viață, eu trăiesc după motoul fără ai din ce ai. Și atunci pentru mine fiecare zi este sărbătoare, nu există revelion, există ziua mea aproape, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Chiar m-a întrebat cineva acum de curând că a fost ziua mea, dacă ziua mea durează 3 zile, că a început de vineri, și eu am zis că durează un an până anul viitor. Singurul meu plan este să fiu fericită, pentru că cred cu tărie că fericirea este triggerul lucrurilor pe care le putem face. Putem să venim la servicii bine dispuși și cu energie multă dacă suntem fericiți și împăcați. De fapt, nu știu dacă neapărat fericirea, cred că e echilibru între fericire, bucurie, împlinire și așa mai departe. Cred că echilibrul ăsta din toate aduce fericire, iar fericirea este starea supremă. Îți mulțumesc mult de tot și sună foarte bine tot ce am învățat astăzi de la tine și ne-am împărtășit și cu ceilalți. De asemenea, poți să spui le spui și celorlalți spre final unde te pot găsi și cum pot intra. Voi pune oricum în clip toate datele mele. Sunt destul de activă pe LinkedIn în ultima perioadă, mai mult decât până acum. Și vreau să-mi doresc să fiu activă. Sunt prezentă pe Facebook, am canalul de YouTube MORE Networking pe care îmi doresc, apropo de planul, să-l cresc mai mult anul viitor, pentru că mi-ar plăcea să vorbesc mai mult cu oamenii și să-i ajut să se exprime mult mai bine. Cred că o simplă căutare a numelui meu pe Google va duce către mine. Sunt un om extrem de prezent. Acum, prin prisma meseriei mele, sunt și prezentă online și cu telefonul în mână aproape tot timpul, ceea ce nu e chiar cel mai bun lucru, n-aș putea să-l dau ca și sfat de urmat, dar cel mai mult sunt prezentă la networking. Așa că săptămânal sunt într-unul dintre grupurile noastre și într-una dintre întâlnirile noastre. Rar mi se întâmplă să nu particip la întâlniri și atunci simt că îmi lipsește ceva, așa că pentru orice antreprenor care ar vrea să vadă ce înseamnă networking-ul, îl invit la networking. Super. Prin tine, prin mine sau prin site-ul nostru care este momentan în construcție, dar care va apărea nou și cu forțe proaspete. Ne găsiți ușor, trebuie doar să vreți. Super, îți mulțumesc mult de tot și vouă vă doresc o zi cât mai plăcută. Mulțumim că ne-ați urmărit și de asemenea puteți să dați un like videoclipului, share dacă vreți să împărtășiți și cu prietenii aceste informații și subscribe la canalul de YouTube, pentru că urcăm și alte materiale psihoeducative, dar și invitați din diverse domenii de la care avem de învățat. Toate cele bune!